De peste 20 de ani, Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu organizează, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, evenimente menite să marcheze Ziua Internațională a Francofoniei. Astăzi, la Simeria, a fost organizată o manifestare culturală în prezența elevilor de la Liceul Tehnologic de Transport Feroviar Anghel Salini, dar și a locuitorilor acestui oraș. Ziua Internațională a Francofoniei, 20 martie, este o zi specială dedicată limbii franceze și vorbitorilor de limbă franceză din întreaga lume, ca un semn de prețuire și dragoste pentru limba și civilizația franceză, pentru cultura țărilor de expresie franceză, pentru prietenia și colaborarea între vorbitorii de limbă franceză din lume. De peste 20 de ani, Biblioteca Județeană, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, organizează evenimente speciale menite să promoveze cultura și civilizația țărilor francofone, în mod deosebit a Franței, țară fanion a francofoniei. Sub genericul regiunile Franței, astăzi o să fie făcută o amplă prezentare a uneia dintre cele mai reprezentative, uneia dintre cele mai atractive regiuni ale Franței, Provence, regiune care se întinde de la Alpi la țărmul Mediteranei, străjuită la vest de impunătorul fluviu Ron. În holul parcului de afaceri a fost amenajată și o expoziție intitulată Impresionismul 150 de ani, cu imagini acele mai reprezentative pânze ale pictorilor impresioniști, dat fiindcă anul acesta se împlinesc 150 de ani de la expoziția care a generat numele de impresioniști reprezentanților acestui curent artistic care a revoluționat pictura. Acest eveniment original, inedit, pe care îl organizează Biblioteca Județeană de câțiva ani buni, ne onorează. Copiii noștri sunt aici în sală știind că este o activitate datorită faptului că ei la școală studiază limba franceză. Astăzi nu vor avea ocazia să își exprime cunoștințele pe care le au ei în limba franceză. Astăzi limba franceză va deveni o limbă a călătoriei, cred. Pentru că, știți, tematica de anul acesta se referă la regiunile Franței. În finalul prezentării, celor aflați în sală li s-au adresat întrebări legate de prezentarea urmărită, iar cele mai bune răspunsuri au fost recompensate cu premii, constând în cărți și diplome, oferite de Biblioteca Județeană.